Vă invit să vă ridicați. Cei care aveți Scriptura la dumneavoastră, o puteți deschide la 1-a epistolă către Tesaloniceni, capitolul 1, și începând cu versetul 6 până la versetul 10, vom asculta cuvântul Domnului. Și voi ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutinde, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Amin. Vă rog să luați loc. Apostolul Pavel, în epistola aceasta către Tesaloniceni, el se adresează acestor credincioși care locuiau în această cetate destul de mare pentru vremea respectivă, un oraș cu aproximativ 200.000 de locuitori, așa se considera că avea cetatea aceasta în vremea Apostolului Pavel, o cetate cu un statut aparte, pe care l-au căpătat de la romani, care atunci conduceau, aveau acel imperiu puternic. Apostolul Pavel, în cea de-a doua călătorie misionară, pe care el a făcut-o după ce a înființat biserica din Filip, ajunge aici, în această cetate importantă, care, mă rog, a fost construită de către unul din împărații aceia care au condus partea asta a Greciei continentale, fiind un general al lui Alexandru Macedon și căsătorindu-se cu sora vitregă a lui Alexandru Macedon, cu Tesalonica, el a rezidit această cetate și apoi i-a dat numele de Tesalonic. Astăzi este orașul acesta Salonic. În Tesalonic era și o comunitate puternică de evrei care, mă rog, era foarte dezvoltată și Apostolul Pavel, profitând și de lucrul acesta, a căutat să le vorbească evreilor despre Domnul Iisus Hristos. Dar vedeți, aici se naște această biserică. O biserică unde, dacă ne uităm în cuvântul Scripturii, în această epistolă vedem foarte multe aprecieri la adresa lor, foarte multe cuvinte frumoase la adresa acestor credincioși. Și aici Apostolul Pavel prezintă câteva lucruri despre care eu aș vrea să vorbesc în pasajul acesta. Eu nu o să vorbesc așa decât partea asta pe care am citit-o, voi extrage câteva idei pe care consider că Dumnezeu în dimineața asta vrea să le folosească pentru zidirea noastră, pentru îmbărbătarea noastră. Mai ales că noi trăim niște vremuri în care de foarte multe ori ne uităm în stânga, ne uităm în dreapta și am vrea să vedem o biserică deosebită, am vrea să vedem credincioși deosebiți care să ne inspire și pe noi. Nu, sunt scrise multe cărți, cele mai puternice 10 biserici din lume, cele mai importante biserici. Ne uităm la autori de cărți care ne prezintă credincioși într-o anumită lumină și mai toți caută, nu, să se inspire din viața acelor credincioși. Știu, la un moment dat, cărțile
scrise de Rick Warren erau atât de citite și atât de mediatizate încât am văzut foarte mulți, mai ales priveam la studenții care terminau o școală teologică și porneau cu atât avânt, puteam să remarc că iau idei de acolo pe care considerau ei că o să le aplice în lucrarea la care ei se angajează, se duc. Ei, ne uităm în stânga, ne uităm în dreapta și putem vedea anumite lucruri care să ne placă, dar în același timp putem să vedem anumite lucruri care stau sub semnul întrebării, ne punem întrebări de tot felul, dacă acolo lucrurile merg bine, dacă totul este așa cum dorește Dumnezeu și câte multe alte întrebări, câte multe păreri n-auzi. Însă vedeți dumneavoastră, pasajul acesta e un pasaj pe care Pavel îl scrie, cuvintele acestea noi credem că sunt inspirate de Duhul Sfânt. Noi credem că tot ce spune aici Apostolul Pavel vine de la Domnul, nu numai pentru zidirea tesalonicenilor din vremea respectivă, dar și pentru noi cei care trăim în vremurile acestea. Consider că biserica asta din Tesalonic a fost o biserică la care ar trebui să privească bisericile din zilele noastre, mai ales când vedem atâtea lucruri care se întâmplă, atâtea situații din astea care de multe ori ne fac să ne punem foarte multe întrebări, dacă lucrurile sunt corecte, dacă sunt după voia lui Dumnezeu și așa mai departe. În mod deosebit, aș vrea să privim la viața acestor oameni. Ceea ce mi-a plăcut în mod deosebit în pasajul acesta este că aici întâlnim niște oameni despre care se scriu lucruri impresionante. Lucruri pe care eu aș dori să le aibă și biserica din Sighet și n-aș putea să spun că unele nu le are, sau, dar nu știu dacă aș putea să spun că totul e cum e aici. Dar noi tindem ca să putem să fim și noi așa cum ne cere Bunul Dumnezeu. Mă rog Domnului ca fiecare dintre dumneavoastră, făcându-și o analiză personală, să vadă dacă viața lui corespunde cu ceea ce se scrie aici. Titlul predicii pe care doresc cu ajutorul lui Dumnezeu să o transmit în această dimineață este următorul: oameni deosebiți în vremuri deosebite. Oameni deosebiți în vremuri deosebite. Ei, vom vedea de ce spun că ei sunt oameni deosebiți. Noi toți știm ce înseamnă cuvântul acesta deosebit. Toți știm, da? Cuvântul deosebit înseamnă altfel, cuvântul deosebit înseamnă aparte, neobișnuit, special, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Ei, când privim aici, în acest text, eu văd niște oameni deosebiți prin prisma a ceea ce au făcut ei, a modului în care au lucrat, a așteptărilor lor, a slujirilor. Ei sunt deosebiți datorită faptului că încă de la bun început acești oameni și-au legat viața lor de cuvântul Scripturii. Și de aici vom putea observa că nu le era lor așa de ușor. Contextul nu era deloc simplu pentru ei. Vremurile în care trăiau nu erau deloc ușoare. Gândiți-vă că Tesalonicul era un oraș situat undeva la aproximativ 70 de kilometri de muntele Olimp. Mulți dintre dumneavoastră ați făcut școală în România sau și aici în Italia și ați auzit de acest celebru munte Olimp. Spuneam celor din România că era o carte, spun eu, foarte cunoscută și care era indicată la școală Alexandru Mitru și trebuia să citești despre zeii Olimpului acolo, despre tot ce se întâmpla acolo. Fiecare dintre dumneavoastră știți că grecii au avut câteva zeități cărora ei se închinau. Ei, panteonul acela grecesc, mai târziu când romanii au cucerit Grecia, l-au preluat. Și de aceea, vedeți, noi citim despre Zeus și romanii l-au numit Jupiter, pentru că era o zeitate etruscă pe care ei oarecum au asimilat-o și au zis: asta e zeitatea noastră principală. Grecii l-au avut-o pe Hera, care era soția, așa spuneau ei, a lui Zeus, și ei
au luat-o pe Iunona, care era zița lor. Și apoi de acolo au început toate zeitățile grecești să fie asimilate. Etruscii și pe teritoriul romanilor nu erau. De aceea noi avem câteodată confuzia asta între zeița Diana și zeița Artemis. Unii spun, da, în Luca scrie, în Faptele Apostolilor, Luca scrie, mare este Diana, zeița Efesenilor, nu? Ei, în definitiv, la Grecia era Artemis, era zeița vânătorii. Sau zeița, dacă vreți, înțelepciunii, Atena la greci, Minerva la romani. Și uite, așa mai departe, nu o să intru în detalii, mai ales celor cărora le plac băuturile, chefurile, distracțiile, grecii îl aveau ca zeu pe Dionisos, dar varianta romană era Bacchus și până în zilele noastre, auzind de licoarea lui Bacchus, oamenii se bucură de asta, înțelegeți? Ei, toate acestea erau la romani și la greci. Ei, în contextul acesta, oamenii ăștia aud Evanghelia. Gândiți-vă că nu era simplu pentru ei. Și ei îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos în viața lor. Ei acceptă adevărul lui Dumnezeu și acceptând acest cuvânt al lui Dumnezeu, vedem o transformare radicală în viața acestor oameni. Atât de mult îmi plac cuvintele astea aici, când ajunge Pavel să le spună în versetul 9 că cei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu. Observați, ei de la idol se întorc. Gândiți-vă cât de idolatră era cetatea. Erau cel mai aproape, cea mai apropiată cetate de acel munte, nu? Gândiți-vă numai la prima călătorie misionară a apostolului Pavel, când ajunge la Listra și are loc acolo o vindecare deosebită, nu? Oamenii i-au spus, s-au coborât zeii între noi. Iarăși acolo spun Jupiter și Mercur. Practic, era Zeus, nu? Și cu Hermes pe care îl aveau ei. Și toate astea, vedeți dumneavoastră, erau pentru ei ceva ce prețuiau, erau anumite valori în vremea respectivă. Ei, tocmai în vremurile astea deosebite, vedem ceva ce se întâmplă. Vedem cum un slujitor al lui Dumnezeu, apostolul Pavel trimis acolo, e folosit într-un mod deosebit pentru transformarea radicală a acestor oameni care vor rămâne un exemplu pentru toate generațiile. Și de aici ne putem inspira și noi în vremea noastră. Primul lucru pe care aș vrea să îl subliniez despre acești oameni deosebiți în vremuri deosebite este acesta. Au acceptat cuvântul în condiții deosebite. Au acceptat cuvântul lui Dumnezeu în condiții deosebite. Observați versetul 6 cu care am început, spune așa. Și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri. Și dacă ne uităm în cuvântul Scripturii, în Faptele Apostolilor, vom putea vedea care au fost necazurile. N-a fost deloc simplu să propovăduiască acolo apostolul Pavel. Și pasajul din Faptele Apostolilor, capitolul 17, ne arată contextul în care Pavel predică Evanghelia. Și auziți, Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia, au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă, 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învie din morți. Acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila, dar iudeii care nu crezuseră de pismă au luat cu ei niște oameni fără căpătăi din mulțime. Au făcut gulată și au întărătat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i ducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au tărât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor și cetății și strigau: oamenii aceștia au răscolit lumea, au venit și aici și Iason i-a găzduit. Și toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul
și petrecătorii cetății care au dat drumul lui Iason și celorlalți după ce au căpătat de la ei un zăloc. N-a fost simplu. Vedeți? Vestirea cuvântului lui Dumnezeu nu e deloc simplă. Mulți dintre noi am putut vedea în lucrările pe care le-am făcut că ne duceam să vestim cuvântul lui Dumnezeu și erau unii care opuneau rezistență. Eu nu o să uit, în 1990, chiar după Revoluție, eram tânăr, predicator și ne-am dus cu o, mă rog, echipă de frați cu cântări, eram acolo câțiva care și cântam, eram cel mai tânăr și primul a trebuit să predic. Era într-o localitate maramureșană, undeva pe Valea Izei, unde nu pătrunseseră cuvântul lui Dumnezeu. Și era la cămin, a venit aerul acela de libertate, dar n-o să uit manifestările unora care poate erau trimiși de cine i-a trimis, stingeau becul, ziceai că era jocul de lumini, cam cum se întâmplă câteodată la unele din biserici, din vremea noastră, nu? Făceau senzație, bați aprindeau, bați stingeau. Eu încă am scăpat ieftin pe unul din slujitori care au venit în următoarele seri, l-au și bătut. Nu era deloc simplu, deci vremurile absolut, vreau să vă spun, în unele situații au fost complicate și n-a fost ușor să predice Evanghelia. Observați aici opoziția evreilor, nu? Cărora apostolul Pavel consideră că e de datoria lui să se ducă să le vestească cuvântul lui Dumnezeu. Unii dintre ei acceptă, alții resping cuvântul lui Dumnezeu. Acolo erau și niște greci, cum spune Biblia, temători de Dumnezeu. Posibil că erau niște prozeliți, adepți ai religiei iudaice, oameni căutători de Dumnezeu. Și apostolul Pavel predică și în condițiile astea deosebite, nu? Cuvântul lui Dumnezeu atinge viața acestor oameni. Ca mai târziu, după scurgerea câtorva ani, apostolul Pavel se adresează acestei biserici și le spune aici, la voi, au fost niște oameni care în condițiile acelea deosebite au primit cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că mulți din cei care suntem aici am înțeles lucrurile acestea și prin prisma faptului că unii trăind în România am avut perioadele acelea când nu era deloc simplu să primești cuvântul lui Dumnezeu, când erai bombardat la școală cu ideologiile astea, nu, darwiniste, cu tot felul de concepții lansate de Marx, Engels și Lenin, când te îndopau la școală și îți spuneau că Dumnezeu nu există. Și tu ca și copil, ca și tânăr, trebuia să faci o alegere. Condițiile nu erau deloc simple. Însă mulțumim lui Dumnezeu că El ne-a luminat mintea și ne-a făcut să putem accepta cuvântul lui Dumnezeu, să-L primim în vremea respectivă în viețile noastre. Și ca dovadă, Dumnezeu de-a lungul anilor ne-a ajutat să putem mai departe să-L răspândim și să-L vestim și altora. Este harul lui Dumnezeu. Ei, vremurile pe care le trăiți dumneavoastră, și mă uit la generația asta tânără, de aici, din Italia, s-au născut aici copiii dumneavoastră, cu siguranță sunt asaltați de tot felul de ideologii. Și mai ales vremurile astea în care noi trăim, chiar dacă sunteți într-o țară creștină, nu? Ați putea spune o țară catolică, o țară care eminamente e creștină, dar cu toate acestea lucrurile nu sunt deloc simple. Ați văzut ce se întâmplă la ora actuală în Europa, ați văzut acum la deschiderea Jocurilor Olimpice, nu? De la Paris. Vedeți dumneavoastră lucrurile acestea care sunt deja vizibile, anumite comunități care vor să-și apere drepturile. Ei spun că sunt minorități și defilează peste tot, nu? Au ajuns ei să dicteze oarecum, nu? Ar vrea să dea o direcție. Și toată lumea acum e oripilată de blasfemia asta, nu? Folosindu-se de tabloul acela celebru, pictat cândva de Leonardo da Vinci, cu cina cea de taină, și astăzi, profanată, mă uitam aseară, în mod deosebit și încă de dimineață, și poate că și asta, ăsta a fost unul din motive,
care m-au determinat să mă duc în direcția asta și să citesc pasajul acesta, văzând reacțiile unor oameni care, mă rog, au spus, e un afront, e un atac direct asupra creștinilor, e un atac direct asupra creștinătății. Am văzut personalități importante din România. Chiar un primar din România mi-a trimis poziția lui, poziția președintelui Consiliului Județean din România, unui județ, acum nu dau nume, nu le fac reclamă, m-am bucurat într-un fel. Un fost ministru al apărării a intervenit și el, nu? Am văzut personalități din Spania, nu? Oameni care au zis, da, ne atacă direct și câte alte lucruri din astea. Deci vremurile nu-s deloc simple. La școală vin asupra voastră cu tot felul de ideologii din astea, fie de gen, ideologii prin care sunt învățați oamenii să trăiască cum vor ei, să facă ce vor ei. Dar, pe de altă parte, sunteți copii care v-ați născut în familii creștine. Sunteți copii care ați crescut, am putea spune, cu pâine sfințită. Cu cuvântul acesta al lui Dumnezeu, și unii dintre dumneavoastră trebuie să faceți o alegere. Și atât e de important ca alegerea pe care o faceți este să primiți acest cuvânt în inimile voastre, în ființele dumneavoastră. Sunt oameni care ajung la maturitate, sunt români de-ai noștri, care ajung în contact cu Evanghelia. Nu? Chiar ieri mi-a povestit fratele Daniel câte încercări, nu? Au făcut să vestească cuvântul lui Dumnezeu, să împartă testamente, să aibă o masă undeva, să le spună oamenilor, nu? Aparent spui, domnule, nu văd rezultate, nu? Și noi suntem obișnuiți să vedem rezultate imediate. Dar nu știi niciodată unde cuvântul acela cade într-o inimă care poate sămânța asta va încolți mai târziu. El a auzit ceva, eu am întâlnit astfel de cazuri. Când oamenii au putut să beneficieze de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Ei, în astfel de situație, foarte important, rețineți, într-o lume care ne socotește cuvântul lui Dumnezeu. Noi trăim vremuri care se aseamănă așa de bine cu ceea ce spunea prorocul Isaia, nu? Prorocul Isaia prezintă o situație din vremea când era el, după sute de ani deja de când poporul lui Israel a intrat în țara Canaanului, în țara promisă, și au nesocotit deja cuvântul lui Dumnezeu, adică nu mai țineau cont de el. Și uitați-vă, în Isaia capitolul 5, citim în versetul 24 următoarele cuvinte. De aceea, cum mistuie o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa, ca putregaiul le va fi rădăcina lor și floarea li se va risipi în vânt ca țărâna, căci au nesocotit legea Domnului oștirilor și au disprețuit cuvântul lui Dumnezeu. Auziți? Și au disprețuit cuvântul lui Dumnezeu. Nesocotirea cuvântului lui Dumnezeu și disprețuirea lui. Uitați-vă câți în zilele noastre pur și simplu disprețuiesc cuvântul Scripturii. Chiar prin ceea ce vă povesteam eu, e un dispreț la adresa cuvântului lui Dumnezeu. A fost unul din momentele de care creștinii se leagă, ceva care nu îi face să le tresalte inima de bucurie. Era cina aceea unde Iisus stă cu ucenicii lui. Și vedeți dumneavoastră, în zilele noastre toate astea sunt date la o parte. Mi-am adus aminte când am văzut lucrul acesta de ceva ce s-a întâmplat în fosta Uniune Sovietică. Era epoca lui Hrușciov. Și în epoca asta lui Hrușciov, despre care eu citeam cândva lui Ispalau, într-una din cărțile lui, vorbea că Nikita Hrușciov, în tinerețea lui, având o memorie foarte bună, stimulat de preotul din satul Kolonavoka, a ajuns să învețe pe de rost Evangheliile. L-a pus să le recite în fața sătenilor. Și te gândeai că acest Hrușciov, care a învățat cuvântul lui Dumnezeu pe de rost, în scurgerea timpului îl va folosi și cuvântul ăsta va lucra în viața lui. Însă observați dumneavoastră, chiar dacă la un moment dat mintea, nu? Poate să înregistreze anumite lucruri, dacă nu te lași pătruns de cuvântul lui Dumnezeu, se poate întâmpla ca și cu viața acestui om.
Ani au trecut, datorită conjuncturilor, el ajunge să devină, dacă vreți, împăratul Imperiului Roșu, țarul acelui puternic imperiu. Nu numai el a fost ăsta. Unii oameni, datorită unor poziții, datorită unor favoruri, au fost gata să dea la o parte cuvântul lui Dumnezeu din viața lor. Cât știu că în familia asta, care domnește, nu? Și în Coreea, cândva Kim Il-sen făcea parte dintr-o familie de prezbiterie. Da? Și uitați-vă cum au dat. Câți știu și vedeți dumneavoastră Stalin, bunoară, care era gruzin, nici de cum rus, a studiat la un seminar teologic. Și a fost împreună cu Mikoyan, oameni care se pregăteau să devină preoți, ca mai apoi să nege totul, și oameni care au avut cunoștințe de bază, nu teologice, a ajuns să dea decrete și câți oameni n-au murit, până și de Brejnev, chiar ieri am avut așa un moment când am putut să mă uit și el avea în familia lui, din câte știu, cineva mi-a spus că mama lui era chiar o credincioasă, evanghelică. Și vedeți dumneavoastră, toate astea se întâmplă și oamenii știu, cunosc cuvântul lui Dumnezeu, problema este că nu-l primesc acolo în ființele lor. Nu-l primesc. Îl resping. Ei, Hrușciov ăsta exact asta a făcut. A avut așa o dorință să arate ultimul creștin la televizor. Și chiar spunea, abia aștept să fac lucrul acesta. A semnat cu mâna lui decrete și credincioși au fost trimiși în gulagul sovietic. Și în vremea lui, datorită faptului că el a vrut să dea creștinismului, cum se spunea, o lovitură de moarte, se întreceau toți din toate domeniile astea ale culturii, propaganda și totul să facă ceva împotriva lui Iisus, împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Până și cei din lumea teatrului au un scenarist, un regizor, au reușit, nu, să pună o piesă pe care au numit-o Hristos la cafenea, care, mă rog, trebuia reprezentată la unul din teatrele importante ale Moscovei. Au fost aleși actori pe sprânceană, în rolul principal l-au ales pe ilustrul actor în vremea respectivă, Alexander Rostovțev. Și totul trebuia să se deruleze după un scenariu, nu? Și o regie stabilit. Și uitați-vă ce se întâmplă acolo. Acest actor trebuia să citească câteva din fericirile pe care Domnul Iisus Hristos le-a enunțat în Evanghelia după Matei, capitolul 5. După care trebuia să arunce Evanghelia pe podia și să strige: aduceți-mi fracul și jobenul. Fracul era costumul ăla de epocă, iar jobenul era pălăria aceea cilindrică, și să spună: aduceți-mi fracul și jobenul, că eu mă duc la cafenea. Deci era o parodie, o batjocură la adresa lui Iisus. Însă, în unele situații, vedeți, Dumnezeu acea parodie, acea batjocură o transformă în triumf. În timp ce Rostovțev începe să citească acele fericiri, la un moment dat, un tremur îi cuprinde voce. Și omul ăsta trebuia să se oprească, dar nici de cum nu se oprea și continua să citească. Atât de pătruns de cuvântul lui Dumnezeu și vede ce putere are cuvântul lui Dumnezeu asupra acestui om, încât regizorul strigă de acolo: Sașa, oprește-te! Actorii colegii lui băteau cu piciorul în podea să se oprească, însă Rostovțev continuă și spune în cartea pe care o am și acum acasă, unde am citit-o, înainte să cadă cortina, s-a văzut cum caghebistul s-a aruncat asupra lui să-l scoată de acolo, dar întreaga sală a putut auzi următoarele cuvinte: Domnul Iisuse, când vei veni în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. A fost un triumf, credeți-mă. Când mai aduc aminte de întâmplarea asta, îmi tresaltă inima de bucurie. Și spun, a fost un moment când Rostovțev a fost pătruns de acel cuvânt al lui Dumnezeu. Chiar dacă și el s-a aliat și era împreună cu colegii lui, gata să facă o parodie, să denigreze creștinismul, nu? Să vorbești de Iisus la cafenea și câte alte lucruri. Acolo era momentul acela
în care inima acestui om a fost sensibilizată și el a primit acest cuvânt în inima lui și a reușit să spună aceste cuvinte în auzul întregii săli: Doamne, când vei veni în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Ce poate fi mai frumos ca asta? Vreau să vă spun încă o dată, contextualizez. Trăim vremurile acestea, tineri dragi. Aveți harul să învățați la școală duminicală. Acum avem întâlniri cu tinerii, sunt atâtea lucruri. Fiți foarte atenți, nu lăsați ca acest cuvânt să rămână doar așa, cum zicem noi, doar la nivelul minții, ci lăsați ca acest cuvânt să pătrundă acolo în adâncul ființei voastre. Mă rog pentru frați, toți cei care suntem aici, pentru noi e atât de important ca acest cuvânt să pătrundă acolo în adâncul ființei noastre. Îmi plac cuvintele apostolului Iacov, care atunci când scrie epistola lui sobornicească, uitați-vă, vă rog, în cuvântul acesta noi citim următoarele lucruri de la din capitolul 1, citim de la versetul 21 și observați aici cât de clare cuvinte spune apostolul Pavel, Iacov. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate ce? Mântui sufletele. Observați cât de important este primirea cuvântului. De multe ori se întâmplă în biserică, se predică cuvântul lui Dumnezeu, dar oamenii, dacă nu se leapădă de răutate, de necurăție, de alte lucruri, ei nu pot primi cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Iau ce le place, ce le convine, dar ce nu le convine, dau la o parte. Noi trebuie mai întâi de toate să credem tot ce e scris aici. Noi trebuie să lucrăm după cuvântul acesta, cum spunea Domnul Iisus, se cade Ioane să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Pentru că neîmplinind acest cuvânt al lui Dumnezeu, e o problemă. S-ar putea să se întâmple exact cum spune tot Iacov în capitolul 1, dacă vă uitați de la versetul 22, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singur. Și cred că nu există o tragedie mai mare în viața unui om decât să se auto-înșele. Spunea un rabin evreu într-o împrejurare, să-l înșeli pe Dumnezeu, zice, e o naivitate, că n-ai cum. Să-ți înșeli aproapele e un păcat. Dar să te înșeli pe tine însuți e o crimă. Și sunt mulți oameni care se înșeală pe ei înșiși. Vedeți? Neprimind cuvântul și neîmplinindu-l. Observați ce spune aici. Oamenii se înșală. Dar atunci când cuvântul lui Dumnezeu este primit și aplicat în viața asta de zi cu zi, spune Iacov aici mai departe, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Iar versetul 25 spune, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uitut, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în toată lucrarea lui. Vreți să fiți fericiți? Totul depinde de primirea cuvântului și împlinirea lui. Ceea ce văd eu în viața acestor oameni din Tesalonic este că ei au primit cuvântul în condiții deosebite. Și primind cuvântul lui Dumnezeu în viața lui, eu văd o transformare radicală în viața lor. Eu văd ceea ce urmează să vă spun mai departe, este efectul primirii cuvântului. De aceea, vedeți, noi ascultăm multe predici. Acum oamenii au acces la predici pe internet. Ascultă, sunt cărți de predici. Noi, în generația noastră, n-am avut atâtea posibilități. Dar oamenii care iau în serios cuvântul lui Dumnezeu și nu rămân doar la nivelul ascultării, ci sunt gata să-l pună în practică, pot beneficia de aici de o relație deosebită cu Dumnezeu, pot să-L onoreze pe Dumnezeu prin viața lor și pot să fie acei oameni care să aibă acea nădejde că indiferent ce se va întâmpla, ei vor fi cu Dumnezeu în veșnicie. Doamne, ajută-ne la aceasta! Al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm de aici. Oameni deosebiți în vremuri deosebite. Dacă în primul rând ei au primit cuvântul în condiții deosebite, rețineți, în al doilea rând, au avut
pentru cei din jur un impact deosebit. A avut pentru cei din jurul lor, pentru oamenii din jurul lor, pentru oamenii cu care au intrat în contact, un impact deosebit. Vedeți, dacă ceva în zilele noastre lipsește, la mulți dintre credincioși este impactul pe care l-au asupra celor din jur. Unii gândesc că cei din jur nu se uită la noi, dar eu vreau să vă spun, se uită și vecinii, se uită și colegii de muncă, se uită la școală colegii voștri. Când te duci în stânga sau în dreapta, oamenii te analizează. Și nici nu știi că de mult te analizează. Că ești în atenția lor. Și știi ce contează într-un mod deosebit. Impactul pe care l-ai tu asupra lor. Uitați-vă aici ce spune despre ei. Versetele următoare din 1 Tesaloniceni, versetul 7 și 8 spune așa. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și Ahaia. Observați. Ați primit cuvântul, da? În acele condiții deosebite, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Dar efectul cuvântului lui Dumnezeu, observați, așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim despre ea. Observați? Vreau să supun atenției dumneavoastră, a noastră, a mea, a tuturor. Aceste lucruri, efectul primirii cuvântului lui Dumnezeu, chiar dacă era în necazuri, dar venise cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt, acești oameni au avut un impact deosebit. Când citesc aici cuvântul ăsta, ați ajuns o pildă. Dacă vă uitați în limba greacă, cuvântul pildă e cuvântul grecesc care se traduce prin pildă, este cuvântul tipos, model, dacă vreți, poate fi, da? Exemplu. Să fii un exemplu pentru cei din jur. Cum îi spune Apostolul Pavel, același termen în 1 Timotei 4:12. Fii o pildă pentru cei din jurul tău, pentru tine. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinereții. Ci fi o pildă în vorbire, în purtare, în curăție, în dragoste, în credință și așa mai departe. Să fii o pildă nu-i deloc ușor. Mulți ați auzit și am recitat în tinerețe poezia asta lui Traian Dors. Acum când mai recită câte cineva, mi-aduc aminte, așa, da, de o vreme l-am mai recitat și una din strofele astea chiar așa începe. Zice, o om, ce mare răspundere ai de tot ce face în lume. De pilda ce la alții o dai, că cea mereu pe mulți, spre iad sau rai, o să iei în drume. Auzi? Pilda, exemplu tău, la școală, repet, la universitate, la lucru, între vecini, cu oameni pe care poate tu te gândești, mă, dar cum poate fi asta? O să vă dau o întâmplare veche. Eu o știu pe vremuri. Și am mai citit-o undeva într-o carte. Că undeva într-un sat, un om care avea gospodărie, era un om, cum să zice, cu stare. Avea cai, avea oi, avea vaci, nu? Dar era un om așa de rău, tot timpul striga, urla, avea copii, soție, dar toată lumea știa că el e acasă. Înjura, bătea animalele, mai își bătea copii, striga la soție, poate, mă rog, mai dădea câte una, cum zice românul. Și uite așa azi, uite așa mâine, și omul își ducea viața. Însă, după un anumit timp, vecinii observă ceva. Că Ion nu mai strigă, nu mai urlă, cum zicem noi. Nu mai bate copiii, nu-și mai bate soția, nu mai bate animalele. Ba mai mult, în fiecare duminică dimineață pregătește carul,
ăla șterne, cum zice Moroșanu, cu cerci din alea, știți, de săpânță, erau renumite în țară, îl pune, nu? Pune acolo copiii frumos și soția și dă-i, pleacă. Și vine duminică mai târziu, așa, mai spre seară înapoi. Și asta o duminică, asta două. Și observă oamenii, observați că pe noi oamenii ne analizează, să nu gândiți că nu ne analizează. Și o să vă mai spun eu anumite lucruri. Ne analizează pas cu pas, vor să vadă ce facem, cum suntem, ce pildă dăm noi, nu? Ce model suntem noi, ce transmitem noi. Și așa după câteva duminici, câțiva vecini, înainte de a pleca Ion cu echipa lui din sat, să pun în fața carului și încep să-l chestioneze. Îi pun întrebări. Ioane, ce se întâmplă? Tu nu mai înjuri, tu nu mai bați prunci, tu nu-ți mai bați animalele, nu mai auzim decât liniște, ba vă mai auzim cântând. Și acum vă vedem duminică de duminică plecând. Ce se întâmplă cu voi? Și Ioan, auziți, nu a fost el predicator, nu le-a predicat. Da, oamenii au privit spre el. Începe să le spună. Într-o zi am primit cuvântul lui Dumnezeu, am început să trăiesc după acest cuvânt și ceea ce vedeți dumneavoastră până la urmă este rezultatul primirii cuvântului. Și unde mă duc? Mă duc în satul și a indicat el, e acolo o biserică, acolo oamenii se adună, cântă, laudă pe Dumnezeu și mă duc și eu împreună cu familia. Și acum auziți ce spun vecinii ăia. Ioane, dar putem să ne suim și noi în carul ăsta, să mergem cu tine până acolo? O să le cu drag, haideți, urcați-vă. Vreau să vă spun, poate de multe ori noi nu ne dăm seama, dar impactul nostru asupra celor din jur e foarte important. Prin ceea ce facem noi, prin modul nostru de comportament, noi putem influența pe oameni spre bine sau spre rău. Dacă îmi place ceva la biserica asta din Tesalonic, îmi place că ni se spune că ei au ajuns o pildă, erau un exemplu, erau un model, adică priveau spre ei și în mod deosebit când spune aici, credincioși erau în diferite locuri, însă ei erau modelul, spre ei priveau alții. Vreau să-mi pun eu întrebarea mie și întrebarea asta răsună pentru toți cât suntem aici. Suntem noi un model pentru cei din jur? O să vă spun ceva care nu îmi produce așa bucurie să vă spun, dar o să spun că mă presează să spun lucrul ăsta, că poate va fi folositor pentru cineva. Eu am crescut în familie de credincioși, nu pot să spun așa că am avut ieșiri în lumea asta, dar eram și eu elev în anul 3 și nu o să uit asta cât trăiesc, de liceu. Și am jucat și eu cu fotbal, cu toate că mama nu mă lăsa. Și tata, țin minte că eram în sat și venea, și acum mă duc aminte că venea din porumbul ăla și cu o botă mă arăta acasă. E, așa erau vremurile, nu? Da, vrând nevrând eram copii. Și într-o zi stau și joc și eu fotbal. Eu știu, mi-a dat un așa destul de tare, a intrat, m-a lovit, n-am înjurat că nu mi-a stat mie cu înjurăturile, dar am zis o vorbă care era echivalentă cu, cam direcția era spre acolo, înțelegeți? Ceea ce nu uit, și sunt deja mai bine de 40 de ani, e că a venit un coleg de-a meu, parcă acum îl văd, îl chema Horațiu Moșuța. Așa m-a luat de după gât și mi-a zis, măi bumbărică, mă, tu erai singurul dintre noi pe care nu l-am auzit înjurând. Înțelegeți? Și n-am înjurat decât am zis așa o vorbă. După ani și ani de zile mă arde vorba aia. Și am zis, mai bine nu o spuneam. Credeți-mă că poate de-mi dădea o palmă atunci mai ușor aș fi, că aș zis, am primit-o. Dar mă aduc aminte și am zis așa, eram comunist, n-aveam eu puterea aia de mărturisire ca acum, erau vremurile cum erau. Însă mi-am dat seama că și colegii mei priveau spre mine, mă analizau ce transmit eu prin viața mea. Aș vrea să te provoc astăzi, ești aici, s-ar putea să ai condiții bune, să ai un serviciu bun, să fii la o școală bună,
Să ai anumite lucruri, să zici, am venit aici, am stabilitate financiară, economică, eu știu, câte altele. Dar mai presus de toate astea, eu te provoc în dimineața asta și ascultă-mă, ești o pildă pentru cei din jur? Ce spun cei din jur când privesc la tine, la viața ta? Știți că marea problemă a unor oameni este că se rezumă doar la un set de reguli, la un set de norme, la un set de dogme, dacă vreți. Vorba acestui evreu convertit la creștinism, Steinhardt, un evreu care a făcut parte din lotul ăla Pilat și filozoful renumit Noica, Noica Pilat, așa era. Mă rog, a ajuns în închisoare, acolo s-a încreștinat și a petrecut viața, ultima parte a vieții, undeva în Maramureș, și eu am vizitat cândva și biblioteca aia celebră a acestui evreu, care era un erudit prin excelență. Și într-o împrejurare, evreul ăsta definește creștinismul și îmi place atât de mult. Și auzi ce spune el. Creștinismul e religie. Creștinismul e dogmă. Creștinismul e morală. Creștinismul e de toate. Dar mai presus de toate acestea, e un mod de a trăi. E o relație. E rețeta fericirii. Până la urmă, scumpii mei, creștinismul nu constă doar că noi om cânta bine sau om predica de aici. Nu? Nu constă în faptul că putem face programe deosebite. Ci creștinismul constă în acel mod de a trăi. E acea rețetă, cum spunea el, a fericirii. E lucrul acela pe care Dumnezeu îl dorește de la fiecare din noi. Și repet, ascultați bine, ei au fost un model pentru cei din jur, o pildă. Sunt eu o pildă pentru cei din jur? Sunt un model pentru cei din jur? S-ar putea să mă vadă și la amvon, s-ar putea să mă vadă și predicând sau cântând sau recitând sau implicându-mă undeva în anumite activități. Dar ei îmi urmăresc modul de viață. Și știți cum spunea un filozof american, Ralph Emerson, ceea ce sunteți vorbește atât de tare încât nu pot auzi ce spuneți. Până la urmă, ceea ce suntem noi transmite mai mult decât ceea ce vorbim, decât ceea ce spunem. Să ne ajute Domnul să fim adevărate pilde. Și observați impactul lor. E prin faptul că sunt o pildă și în mod mai încă un lucru pe care îl văd eu aici, este credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni. Vedeți, sunt oameni care au o anumită credință superficială, la suprafață. Dar sunt oameni care au o credință autentică în Dumnezeu. Indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătească, ei rămân credincioși. Indiferent de ce se spune despre credința lor, ei au acea credință reală în Dumnezeu și nu abdică. Indiferent de, mă rog, câte atacuri frontale pot fi asupra lor. Îmi vine în minte ceva din viața lui C.S. Lewis. Mulți au citit cărțile lui, această personalitate marcantă, profesor universitar la Oxford, până la 37 de ani ateu, până la 37 de ani îl neagă pe Dumnezeu. După 37 de ani omul ăsta primește cuvântul lui Dumnezeu, intră cuvântul lui Dumnezeu în inima lui, se schimbă radical. Și ajunge omul ăsta să țină prelegeri acum, nu de ateism, ci începe să vorbească de Iisus, despre credința lui în Iisus, despre creștinism și așa mai departe. Cu profesori, cu studenți, întrebări și câte altele. Și cu siguranță că a primit din partea unora, când mai ales el le vorbea despre veșnicie, despre locul pe care Dumnezeu îl pregătește, nădejdea pe care el o are, nu? Și unii i-au spus, profesore, asta e fugă de realitate, domnule, tu nu privești realitatea cu ochii ăștia așa, clar, ci poate i-au spus cu ochelarii pe care ai tu puși de o religie, de ăsta, nu? Tu privești realitatea total diferit de cum o privim noi, nu? Și exact ca și cum citeam eu odată despre creștinismul din Iudeia, când Iisus predica, un profesor doctor docent, am dat de niște cursuri, eram copil pe vremea aia, dar un unghi de-a meu terminase istoria, geografia și bă, cine știa să-mi spună mie ce să citesc? L-am la rând, așa, eram copil. Dar ceva ce m-a frapat, un elev de clasa 5 era.
Și într-un curs de scris de un doctor docent, când scria de religia iudeilor, zice, Iisus a promis, zice, împărăția iudeilor, zice, și ăștia au crezut că erau, zice, sub talpa piciorului roman și, zice, auzi, aveau fericire că au altă împărăție. Și interpreta, că am zis eu copil, mă, ăsta e cu atâta pregătire și uite ce interpretare dă, nu? Că habar n-avea omul ăla de ce promitea Iisus, că nici de cum nu vorbea de împărăția asta de pe pământ. Și vorbea de acea împărăție de care Pavel spunea mai târziu, împărăția lui Dumnezeu nu mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul. Ha? Și vedeți dumneavoastră, sunt situații din astea în care oamenii ajung. Și atunci profesorul ăsta, C.S. Lewis, spunându-i se, a, zice, sunt niște dorințe deșarte. Ba, mai îți spuneau unii alte lucruri și câte și câte mai altele. Dar vă spun reacția lui care rămâne scrisă. Și spune el la un moment dat așa, așteptarea unei lumi de dincolo. Pentru noi, pentru mine, pentru noi creștini. Nu e o fugă de realitate cum cred unii. Nici o dorință deșartă, ce este însăși esența credinței noastre, auziți? Nu-i fuga aia de realitate, cum ziceți voi. Nu-i dorință deșartă, dar e esența credinței, adică credința asta, care nu putea fi smulsă nici de cezarii romani, nu? Când îl vedeai pe marele Policar din Smirna, că doar atâta îi se cerea un bob să pună acolo, în cinstea imperatului roman, și el nu-l pune. Spune, blastă-mă-l pe Iisus, de 8-6 de ani l-am slujit și nu mi-a făcut niciun rău. Cum aș putea, spunea el, să-l blestem pe Domnul meu? Când îl vezi pe Ignație Teoforul, episcopul Antiohiei, care pe vremea imperatului roman străbate drumul și mulți au vrut să-l salveze, însă el merge și este omorât de fiarele sălbatice, pentru că vrea să depună mărturie că Iisus este împăratul lui, este Domnul lui. Era credința aceea neștirbită, dacă vreți, care îl lega de Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să rămânem ferm în credință. Într-o vreme de apostazie, într-o vreme în care oamenii întorc spatele lui Dumnezeu, într-o vreme în care oamenii nu vor să creadă cuvântul lui Dumnezeu, să rămânem acei oameni cu o credință fermă în Hristos. Și această credință să fie răspândită pretutindeni. Este așa credința ta? Păi uite așa câteodată la unii oameni și o vă ridică, a, păi știe eu ce-o fi. Nu că știi ce-a fi. Adevărată credință ne leagă de El, Marele Stăpân. Ne leagă de împărăția Lui. Ne leagă de întâlnirea cu El. Doamne, ajută-ne! 3. Oameni deosebiți în vremuri deosebite. Un al treilea lucru pe care eu îl văd aici este că au slujit lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Observați aici versetul acesta 9. Am amintit ceva în introducere de el. Căci ei înșiși istorisește ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Ei, observați ceva aici. Ce îmi place mie la acești credincioși din Tesalonic este că ei au pus un accent deosebit pe slujire. Au slujit, când scrie Pavel aici, în puține cuvinte, v-ați întors de la idol, adică ați întors spatele acelor ziități, acelor idoli cărora se închină conaționalii voștri, concetățenii, mă rog, și așa mai departe. Și voi acum slujiți Dumnezeului viu și adevărat. Să slujești lui Dumnezeu nu-i simplu. Știți, noi putem face multe lucruri, însă a-L sluji pe Dumnezeu așa, cu toată inima, cu credincioșie, este o alegere. Țineți cont de cuvintele lui Iosua. Când vine poporul lui Israel din țara Egiptului și intră în țara Canaanului, acolo Iosua îi provocă într-un mod atât de clar, spunându-le, voi ați slujit dumnezeilor dincolo, de acolo, dincolo de rău, din Nil. Dar acum ați venit aici și slujiți acestui Dumnezeu mare care v-a scos de acolo cu credincioșie și scumpătate. Și la un moment dat, el îi provocă spunându-le, alegeți astăzi cui
vreți să slujiți. Dar îmi place declarația lui. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnul. Știți că Dumnezeu dorește asta? Țin minte, vin niște greci la Domnul Iisus. Știți pasajul din Ioan 12, de la versetul 25 și 26, nu? Vrem să vedem pe Iisus și așa mai departe, știți? Da? Și vin grecii ăștia cu problematica asta complexă a vieții. Ce fac eu cu viața asta? Că toată lumea vrea, zice, e viața mea! Zice, eu fac ce vreau cu ea. Câți tineri nu zic la masă, maică-să și la tată-să? Păi e viața mea, zice, eu vreau să-mi o trăiesc. Mă duia ta, vin de acolo, știi numai una și bună. Uite aici câte mi se oferă. Și grecul l-a obișnuit cu astfel de lucruri. Și la un moment dat, Domnul Iisus spune acele cuvinte. Cine își iubește viața, o va pierde. Dar cine își urăște, adică cu alte cuvinte, vedeți, o pune la dispoziția mea, o va câștiga. Și următorul verset 26 din Ioan 12 spune așa. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, de două ori se repetă. Tatăl meu ce va face? Îl va cinsti. Observați că de mare accent pune Iisus pe slujire. Să-l slujești. Avem noi o cântare veche, toți o știți. Numai odată tu trăiești. Și cui ai vrea să-i slujești? Numai o inimă tu ai. Și cui ai vrea să-i o predai? O, de-ai slujitul lui Iisus și inima s-o îndrepți în sus. Iisus ar fi stăpânul tău, iar tu ai fi copilul său. Atunci întreaga viața ta cu bucurie ai cânta și ai spune pururea oricui ce dulce-i fericirea lui. Știți cât de important este să te pui la dispoziția lui Dumnezeu și să-i slujești? Unul din lucrurile cele mai grele pentru mulți oameni este să slujească. Mulți vor să fie șef, comandier, cum zic rușii, să fie undeva în anumite lucruri, locuri suspuse. Termenul de altfel slujitor nici nu are așa o conotație plăcută, nu mulți, toți vor, nu, să fie președinți, secretari, știu eu, episcop, arhiepiscop, nu câte altele, nu? Însă, esența asta în economia lui Dumnezeu este slujire. Slujire. Cum zicea Ion Alexandru într-o poezie de-a lui, geniu poți fi, stăpân peste popoare, omeniri binefăcător, dar să trăiești ca frunză în tremurare, din iubire slugă tuturor. Să slujești nu-i simplu. Dar vedeți dumneavoastră, slujirea va fi răsplătită. Și slujirea trebuie făcută așa cum spune Scriptura. Când citesc pasajul ăsta din 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 10, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Și termenul ispravnic e învechit. Poate că acum traducătorii ar spune ca niște buni manageri sau, mă rog, administratori, nu? Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit, nu? Și apoi mai spune acolo, nu? Fiecare să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, dar atenție, ca în toate lucrurile să fie slăvit cine? Dumnezeu, a căruia este slava vece vecelor. Deci, atunci când ai primit cuvântul lui Dumnezeu, atunci când te uiți la cei din Tesalonic, despre ei se face referința asta, se spune Pavel, v-ați întors de la idoli ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Noi slujim? Ce ziceți? Spunea un gânditor creștin, sunt creștini care nu fac nimic. Dar nu există creștini care să nu facă nimic. Toți avem ceva de făcut. Eu cred că fiecare înțelege chemarea lui. E drept că unii consideră slujirea numai asta vizibil aici, la învo, să eventual să cânte. Și nu toți pot să ajungă, dar câte alte slujiri sunt, câte alte lucrări pe care noi le putem face și ar trebui să le facem și Dumnezeu așteaptă de la mine, nu? Să pot să slujesc, să fac ceva, nu? Câți oameni bolnavi așteaptă un cuvânt de mângâiere, nu? Câți oameni care ar avea poate nevoie de tine
și tu ai putea să faci ceva pentru ei. Aceasta înseamnă slujire. Eu nu știu, aici nu detailează Pavel, eu aș fi vrut să văd puțin mai multe detalii despre cum au slujit tesalonicenii. Dar când spune apostolul Pavel, v-ați întors de la idol și ați slujit Dumnezeului celui viu și adevărat, asta îmi comunică mie ceva, că acei oameni erau angrenați în slujire. Acei oameni nu numai au cântat, sunt aici la dispoziția ta, ci acei oameni erau cu adevărat la dispoziția lui Dumnezeu și îl slujeau pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim și noi astfel de oameni. Nu cer să-mi dați socoteală. Fiecare dă socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dar puneți-vă serios întrebarea asta. Eu slujesc lui Dumnezeu și cu ce slujesc? Și cu ce mă implic? Adevărata biserică e biserica pe care o avem aici în Scriptură. Eu mie îmi place să citesc și am cărțile alea de care v-am pomenit cu cele mai mari biserici, cu impactul lor și cu cât. Eu nu zic. Dar fiecare putem găsi câte ceva, însă aici e inspirația Duhului Sfânt. Aici ni se prezintă creștinismul primar, de unde pleci. Aici e originea. Cum zicem noi, ne ducem la butuc, aici e butucul. Și aici ni se arată cum erau adevărații credincioși. Au slujit Dumnezeului celui viu și adevărat într-un mod deosebit. Doamne, ajută-ne și nouă. Și ultimul gând și închei. Al patrulea. Oameni deosebiți în vremuri deosebite, un al patrulea lucru pe care îl văd eu aici este au așteptat împlinirea unei promisiuni deosebite. Rețineți. Au așteptat împlinirea unei promisiuni deosebite. Uitați-vă, vă rog, la versetul acesta 10. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Dragii mei, dacă ceva îi lipsește bisericii din zilele noastre, acum eu nu sunt așa tânăr, nu pătrân, nu mai de demult, înțelegeți, da? Vreau să vă spun că eu țin minte când eram copil. Nu era slujbă în biserică să nu se cânte două, trei cântări despre venirea Domnului. Eu nu țin minte să nu se cântă cântarea asta, noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Se cânta atât de des. Era cântarea lui Iisus, venire curând se apropie și era refrenul acela. Și parcă acum, credeți-mă, nu-s populist, îmi răsună în urechi așa. Adă, Doamne, ziua aceea, mai curând, mai curând, ziua sfântă a noului așezăm. Și cântau frații, nu? A lui Iisus venire curând se apropie. Păi, ce să cânta, nu? Se cânta o patrie mult dorită, nu? Și auzea atât de des Maranata, Domnul nostru vii. Ascultați, câte predici se mai țin acum despre venirea Domnului, câte cântări pe un program mai sunt despre venirea Domnului și noi așteptăm pe Iisus. Înțelegeți? Nu vreau, eu nu zic la voi că nu pot să-mi dau cu părerea, s-ar putea aici să n-am dreptate. Că... Nu? Dar eu vreau să vă spun în general și umblu un pic, dus așa chiar static, nu? Mă duc și văd ce se întâmplă. Ei, cântăm cântări, ne legănăm și dă-i drumul și de una și de alta, că de mai întreb câteodată nici nu știi de ce cântă. Noi, mă, noi, să mă ierte bunul Dumnezeu, înțelegeți? Da, dacă vă uitați în teologia paulină, de botez vorbește de vreo 9 ori, de cina Domnului de vreo 2 ori, dar de venirea Domnului în fiecare epistolă, pune accent. Și pentru ei, credincioșii din vremea respectivă, așteptarea promisiunii deosebite era ceva ce era pe tapet, era ceva ce îi preocupa pe ei. E drept că vom spune biserica persecutată, biserica subterană, biserica ce trece prin necazuri, prin situații deosebite, punea un accent deosebit, pentru că îl aștepta să vină, îl așteptau pe Iisus să vină să-i scoată de acolo. Că nu puteau miza pe realizări, pe materialism și câte alte lucruri. Dar vedeți, de îndată ce materialismul,
care înrobește viața omului, pune stăpânire pe el, omul parcă se leagă mai mult de lucrurile de aici. Și parcă unii ar zice, de n-ar veni chiar acum Iisus. Mizează oameni pe anumite lucruri. E drept, s-ar putea să fie și ăsta unul din motive, că de-a lungul secolelor citim toți acei oameni care erau prigoniți, așteptau și aveau ochii ațintiți spre cer. Să vreau să vă spun că în Statele Unite ale Americii, în vremurile astea bune, mă rog, în secolul trecut era un predicator Han. Și când intra cineva în biroul lui și închidea ușa, citea în limba engleză cuvintele astea, perhaps today, adică poate astăzi. Și îl întrebă unii, dar de ce ai asta scris aici? Și el, cu atâta bucurie, spunea, poate astăzi revine Domnul meu, poate astăzi vine Iisus. Ei, și când tu ai ca obiectiv asta, știi cum trăiești? Trăiești la nivelul acela în care să ai siguranță că te vei întâlni cu El, că vei fi cu El, că te va duce cu El și că nu vei rămâne aici. Să poți să aștepți revenirea lui Iisus, să aștepți împlinirea acelei promisiuni deosebite. Trebuie să ai acea relație deosebită cu Iisus, slujindu-L, onorându-L pe El, să poți să te bucuri de acea întâlnire cu Mărețul nostru Stăpân, Iisus Hristos. Nimic nu poate fi mai frumos, frați și surori. Când te uiți aici în cuvântul lui Dumnezeu și scrie Apostolul Petru, el vorbește despre vremurile astea escatologice. Și în a doua epistolă, în capitolul 2, în capitolul 3, unde el prezintă batjocoritorii, tot cei care iau așa, în batjocură venirea Domnului Iisus, când spune el aici, înainte de toate să știți când zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Și acum câți nu zic, unde e făgăduința? Și rețineți, tesalonicenii au așteptat împlinirea unei promisiuni deosebite, că Iisus va reveni. Și Apostolul Petru prezintă aici câteva lucruri, spunând cum se vor derula evenimentele, ca mai apoi, de la versetul 13 spune așa, dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Știți ce mare e lucrul ăsta? Să poți să cânți despre revenirea Domnului și să aștepți, înseamnă că tu te pregătești. N-o să uit, cu ani în urmă aveam un botez la Sighet, vă spun pe scurt și închei, și veniseră niște oameni așa de la munte, dintr-un sat, de acolo e unul din pastorii cu care slujesc, atunci nu era el păstor. Și zic oamenii așa, eram cu fratele Danciu, urma și el să fie la slujbă cu mine și cu ceilalți frate, zice, avem aici un bătrân și vrea să-l botezăm. Dar ce n-aude bine. Dar zice, nu poate umbla. Păi zice, cum nu-mi boteza? Nici la adunare n-a putea veni. Dar eu eram deja sub presiunea aia și poza și dă-i și botezul. Ce sta? Acum n-am mai vrem. Dar ei măcar dacă îmi spuneau din ei. Dar ei spuneau, moșul să ține de noi, vrea numai să-l boteze. No, dați-l aici. Intru în discuție cu bătrânul, la urechi, îi spun. Încerc moșul, nu, eu nu mai vreau să mă botez. Până la urmă ies de acolo, zic, mă, oameni buni, că n-aude, n-auze lucruri, dați-i pace, nu vă faceți voi probleme. Că nu umblă la bufet, sigur n-a mai merge, așa că eu iau decizia și îl botezăm. Și am zis, botezăm. La bun trece un timp și tocmai fratele ăsta care e acum păstor, sunt undeva la un privec și începe să spună el și zice printre altele, s-a botezat un om de la noi, care, mă rog, în vârstă, dar el zice, a avut niște probleme cu vecinul lui, cu meșta, cum zicem noi, cu hatul, cum ziceți, pământ acolo. Și-a pus gardul cum o vrut el, nu cum trebuia, dar acum s-a pocăit, l-a mustrat conștiința și auzi, o înțeles acolo că trebuie să trăiască în pace și o chema pe ăștia care erau urmași. Și zice, bătrânul, zice, vreau
să schimbăm, zice Mejda, gardul nu-i bine, eu am fost vinovat. Zice, eu? Zice, cum zice Moroșanu, pe șpesele mele, pe cheltuiala mea, schimbăm gardul că m-am pocăit și vreau să fiu și eu în împărăția lui Dumnezeu, înțelege? Și au schimbat lucrurile. Știi ce am zis atunci? De ăștia să tot botez. Zic, slavă Domnului că nu m-am înșelat. Pentru că el a înțeles că oricând poate veni moartea, trebuie să plece de aici. Și mai urmează întâlnirea cu Iisus. Și o zis, îmi pun viața în rânduială. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să avem viața în rânduială. Să trăim în așa fel încât să putem să spunem nu numai așa de pe vârful buzelor, ci din adâncul inimii noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Și vrem să fim cu El. Amin! Vrem să fim cu El. Ei, observați în seara, dimineața asta, am avut această lecție despre cei din Tesalonic. Așa i-am numit eu. Oameni deosebiți în vremuri deosebite și noi trăim vremuri deosebite. Caracterizate de fel și fel de lucruri. Dar ceea ce mă impresionează la ei este, în primul rând, au primit cuvântul lui Dumnezeu în condiții deosebite. Și n-au fost simple vremurile, nici pentru noi sunt, dar l-au primit. În al doilea rând, au avut un impact pentru cei din jur, un impact deosebit. Doamne, ajută-ne să avem și noi un asemenea impact. În al treilea rând, au slujit lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Ajută-ne, Domnul, și nouă să slujim. Și în al patrulea rând, au așteptat împlinirea unei promisiuni, făgăduințe deosebite, întâlnirea cu Iisus. Să ne ajute Domnul să fim cu toți acolo. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.